100 de lideri politici din lume, celebrități și 10.000 de sudafricani au îndurat ploaia și frigul pentru a lua parte la ceremoniile în memoria lui Nelson Mandela. Au cântat, au dansat și au plâns în tribunele stadionului unde a avut loc comemorarea. Au stat unii lângă alții președinți, premieri și vedete ca Bono, Charlize Theron sau Naomi Campbell. Din partea României au participat premierul Victor Ponta și fostul președinte Emil Constantinescu. What a magnificent soul it was. We will miss him deeply. He was one of our greatest teachers. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe. Ce a reușit de-a lungul vieții a reușit și după moarte. Nelson Mandela a adus împreună oameni de toate rasele și culorile, inclusiv politice. Barack Obama i-a strâns mâna președintelui cubanez Raul Castro și a stat în aceeași tribună oficială cu dictatorul Robert Mugabe. Ceremonia de la stadionul din Soweto a fost o paradă a liderilor mondiali și celebrități, sub ochii celor peste 60.000 de oameni din tribune. Ploaia torențială n-a deranjat pe nimeni. When it rains, when you are buried, it means that your gods are welcoming you. Ceremonia programată să înceapă la ora 11 a fost decalată după ce zeci de delegații oficiale au întârziat. Premierul român Victor Ponta și fostul președinte Emil Constantinescu au fost printre cei punctuali. Emil Constantinescu a ajuns lângă Bill Clinton, s-au îmbrățișat și au schimbat câteva cuvinte. Victor Ponta a dat mâna cu Barack Obama, după ce președintele Statelor Unite a ținut cel mai aplaudat discurs din cadrul ceremoniei. Chiar în aceste momente, în fața zecilor de spectatori, președintele american Barack Obama îi aduce un ultim omaj modelului său, fostul președinte sud-african Nelson Mandela. And while I will always fall short of Madiba's example, he makes me want to be a better man. May God bless the memory of Nelson Mandela. În tribuna au fost și alți președinți americani. Până în 2008, Mandela a avut nevoie de dispensă specială pentru a se vedea la Washington cu George W. Bush și cu Bill Clinton. Figura pe lista teroriștilor urmăriți de americani. În 1991, una dintre primele vizite externe făcute de Nelson Mandela după eliberare a fost în Cuba. Fidel Castro era unul dintre marii lui susținători. Azi, fratele fostului președinte, Raul Castro, a vorbit despre exemplul dat de Mandela. Mandela este un exemplu insuperabil pentru America Latina și el Caribe, care avansă hacia la unitate și integrare. Politicienii au împărțit tribuna oficială cu vedetele. Solistul trupei U2, Bono, nu putea lipsi de la ceremonie. A sosit odată cu frumoasa actriță sud-africană Charlize Theron. O altă frumusețe, Naomi Campbell, a venit să îl omagieze pe liderul care o numea cândva nepoata sa neoficială. Nelson Mandela va fi înmormântat duminică la Kunu, satul unde s-a născut. Ceremonia va fi una privată.